Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, discuții de entertainment, podcasturi de entertainment și recenzii la unele chestii care mi se par mie interesante, care au legătură oarecum cu ce facem noi, fie cu entertainmentul, fie cu cititul, văzutul, privitul, consumatul de tot ce înseamnă geek and nerd culture. Și azi avem o recenzie la unul dintre o recenzie la un proiector, acest BenQ V2700. Am avut timp de o lună uh, courtesy of BenQ România, care mi l-au trimis pentru acest review. M-am lăsat am vrut eu fără nicio problemă, pentru a vedea ce este, ce faci cu el și cum se utilizează. Nu mai facem recenzie la ce vedem pe ecran, ci facem recenzie la cel ce ne aduce ceea ce vedem pe ecran. Astfel că avem acest V2700 și vă să mai pierdem timpul, care să începem recenzia. Evident, vă veți întreba de ce m-ar interesa pe mine recenzie la un proiector. Este un lucru pe care l-ați dori cu siguranță. Vreau să vă arăt practic care e diferența între a avea un proiector de genul ăsta și un televizor. Foarte mulți dintre noi consumăm extrem de mult media și vreau să vă spun că felul în care m-am uitat la His Dark Materials, de exemplu, pe proiectorul ăsta, sau felul în care m-am uitat la Outsider pe proiectorul ăsta, schimbă complet experiența. E adevărat, nu e pentru toată lumea. Nu este un proiector ieftin, nu este un proiector de PPT-uri. Este un proiector special. Este, pe el îți scrie foarte clar acolo Cinematic Color și Cinema Master. Asta pentru că ăsta e un proiector HDR în primul rând. Ce înseamnă HDR? Adică explicația pe net cea mai uzuală este că albul este mai alb. High Dynamic Range, deci vine HDR. High Dynamic Range. Și de asemenea, culorile, spectrul de culori pe care le prezintă este mult mai diversificat. Mă interesează chestia asta? Da. Să vă spun în felul următor, pentru cei care sunt audiofil, de exemplu, una e să asculți un flac, care este un lossless music sample un vinil aproape da? și alta este o bandă audio sau un CD un mp3 la, la 16 bits. Sunt chestii complet diferite cu toții am văzut proiectoare, cu toții știm ce înseamnă un proiector, dar până când nu deschizi pe când îl deschizi pe ăsta, deschizi pe ăsta încep să ai un nou reper vis-a-vis -vis de ce ar trebui să fie un proiector Hai să vă spun părțile bune și părțile rele. Părțile nu rele, că sunt, de fapt, sunt alea care îl fac să nu mai fie pentru toată lumea. Pentru că, sincer, eu pe ăsta l-aș recomanda absolut oricui. Dacă ești cinefil, dacă ești pasionat de privitul către ecran, atunci ăsta e un tool pe care trebuie să-l ai. Și nu o spun pentru că sunt plătit pentru a face asta, deși sunt plătit pentru a face asta. Mi-am spus, uite-te la el, joacă-te cu el, fă ce vrei și spune ce vrei tu. Și atunci eu vă spun, dacă ar fi după mine, fiecare dintre noi acasă ar avea asta. Și aici trecem la un oarecum minus, ca să ai asta în casă, îți trebuie o cameră destul de mare. Sau să-ți construiești un spațiu, cel puțin, suficient de mare pentru asta. Ecranul acum are undeva la 2,5 metri, 3 metri lungime, iar înălțimea are undeva la 1,5 2. Ideea este că noi, ca să ajungem la dimensiunea asta, am pus ecranul undeva la 4-5 metri distanță. Foarte mulți dintre voi nu au 4-5 metri, de exemplu, într-o cameră. Dar nu știu dacă produsul este neapărat pentru voi. În schimb, sper că atunci când veți reușiți să vă mutați eventual, să vi luați e fără doar și poate un obiect premium. Are un cost care pleacă de undeva la 7900 de lei și ajunge până undeva la 99500 de lei, depinde de cine îl vinde. O să spună cineva, cu banii ăștia mi-au un televizor foarte mare. De acord, doar că atunci când am spus că ăsta ajunge să fie mare, nu v-am spus că eu cu Vlad ne-am uitat la ceva și am scos ecranul de 8 metri. 8 metri lățime. Da? Și undeva la vreo, cred că, 4 jumate înălțime. E drept, am pus proiectorul l-am pus la vreo 10-12 metri de desfrafața respectivă. Dar, la 8 metri pe 5 metri cât era ecranul ăsta, era impecabil. Eram la cinema. Eram strict, eram suslasă la cinema. Atât că îl vedeți voi, acest obiect, ăsta are un subwoofer și difuzoare încorporate de nu-ți vine să crezi. Evident că dacă dai pe el 2000 de euro, o să-ți iei și un soundbar. Nu, te, nu o să te sfiești de la asta. Dar până ți iei soundbarul, dacă ai făcut o economie și ai făcut un efort să-ți iei proiectorul ăsta, nicio problemă. Ești mai mult decât covered. Așa că asta e o parte foarte, foarte importantă pentru, pentru produs. Cea mai bună parte, probabil, din tot produsul ăsta este color gamut Felul în care scoate culorile. Acest HDR acest număr de culori impresionant și acest alb imaculat, pentru că noi am proiectat pe niște pereți albi. Dar nu vă imaginați că sunt dați, există vopsea specială de perete pentru proiecție. N-a fost cazul. Și o să vedeți în filmări că este impecabil de alb. Este perfect. Cel puțin în, în, cele de gameplay, o să vedeți în partea de Witcher, este fenomenal, pur și simplu. Recunosc, nu știam unde e tehnologia de proiectoare în momentul de față. Am avut de-a face cu proiectoare, dar niciodată n-am avut un 4 Am avut mereu Full HD-uri. Și Full HD-uri de alea care le pui, încep să umbli la ele, mai tragi de un picior, mai ridici în sus. O altă parte super pozitivă la asta e că e aproape plug and play. Deci oriunde l-am pus, de fiecare l-am scos din cutie și l-am pus pe suprafață, strâmbă, dreaptă, cum a fost, el singur a reglat imaginea. Dacă nu ai chef să stai să te joci la el, să umbli în setări, nu e nicio problemă. It just fucking goes. Și o chestie foarte interesantă are și 3D pentru cei cărora le place. Nu am experimentat nici la am ochelari, probabil că BenQ vinde niște ochelari special pentru acel 3D, dar îl ai. Să vă spun acum și de partea de I.O., tot ce înseamnă conectivitate, pentru că de foarte multe ori la fel lumea are o problemă cu chestia asta. Merge pur și simplu cu un memory stick, m-am uitat toate pozele din Egipt și numele din Egipt fără să ne mai chirim la băga stick în el, au plecat, au mers impecabil și asta cu lumină în cameră, might I add, ca să zic așa. Deși recomandarea este evident să fie pentru neric, chiar dacă e puțină lumină, nu pierzi aproape deloc. Ai două intrări HDMI, de asemenea ai încă o alimentare de USB pe care aveți 2,5 a aveți un audio out ca să puteți vă scoate sunetul evident pentru sistemul vostru de sunet și aveți și un SPDIF. Adică dacă vreți să scoateți sunet excepțional de bun din acest proiector, o puteți face fără niciun fel de problemă. Te recomandă, este luminată, de asemenea nu o poți pierde. Overall, pachetul ăsta și felul în care e construit și așa mai departe, it's fucking brilliant. Iar dacă nu dacă taxați în București și nu aveți căldură, nicio problemă, se ocupă el. După o oră de mers, e ca un calorifer. Asta nu e un punct negativ, în schimb, nu e un punct minus, pentru că toate proiectoarele sunt așa. Fără doar și poate, merită luat. Singurul dezavantaj major pe care l-am văzut, dacă pot să spui așa, este faptul că îți trebuie spațiu pentru el, ca să te bucuri cu adevărat de el, pentru că e păcat de el. E păcat să ai proiectorul ăsta și să nu-ți faci un ecran de cel puțin 6 metri fau 5 metri. Dacă vrei să mergi la VIP, la oricare dintre cinemaurile din București, s-ar putea ca ăsta să dea clasă de foarte multe ori la experiențe pe care o bea acolo. În ce privește prețul, pentru că foarte mulți dintre voi vor fi poate în dubii vis-a-vis -vis de el, să vă explic că în piață, în acest price range de 1500-2000 de euro, mai sunt proiectoare, evident, dar niciunul nu vine cu același sau cu cel puțin. Cu atât de multe dotări precum vine ăsta. Nu L-am testat și pe celălalt și o să încercăm să testăm la un moment dacă se poate. Dar, în momentul de față, ce pot să vă spun este că, dintre toate proiectoarele pe care le-am văzut în fața mea și cu care m-am uitat la filme, ăsta, fără doar și poate, este impecabil. Toată lumea care l-a văzut și l-au văzut câțiva oameni, credeți-mă, toată lumea, când îi dai drumul, se face liniște. Ăsta e adevărul. E adevărat, nu e cel mai ieftin și adevărat, îți trebuie un spațiu. Dar dacă ai spațiu și ai banii, E bine cu ăsta, you fucking nailed it. Dacă ar fi să-i dau o notă, probabil că i-aș da un 9,5. Așa că, overall, în pachetul vreau să văd cinema, dacă vreau să mă uit la Akira, dacă vreau să mă uit la Ghost in the Shell, să văd niște culori impecabile, ăsta este. Ăsta este. Experiența de a vedea la tine în casă cât jumătate de perete și cu sunetul ăsta e diferită față de televizor unii o să spună că domnule pe ăsta nu am aplicații, nu am Netflix, nu am HBO Go, nu am aia, nu am aia. Nu e nicio problemă. Iați un Chromecast 4K, e undeva la 80 de euro și lai. ai tot ce vrei. L-ai transformat un Smart TV dacă vrei să o iei așa. Așa că, dragii mei, întrebarea este, vă doriți un BenQ V2700? Pentru că eu, sincer, da, îmi doresc un V2700. Și cu siguranță o să și ajung la unul la un moment dat. La final, probabil că rămânți cu o întrebare. La ce v-ați uitat voi pe un ecran de 10 metri? Nu pot decât să vă mulțumesc că ați fost de noi și să vă las în prezența respective scene, unde eu și Vlad ne-am rebucurat de o scenă excepțională a filmului numărul 1 de anul trecut pe încă ceva vă mulțumesc. Le mulțumesc băieților Patreon, le mulțumesc băieților din comunitatea încă ceva. Mulțumesc vouă că vă uiți și mulțumesc BenQ România pentru oportunitatea de a avea acest obiect, de a ne bucura de el și de a experimenta un alt fel de media consumption. Vă mulțumesc și mă viitoare, nu rămân decât să vă orez, vizioană plăcută, numai de bine, baftă!